Bună dimineața tuturor, onorată audiență, domnule ministru Victor Parlikov, doamna Daniela Gașparicova, reprezentantă rezidentă PNUD. Vă spunem bun venit tuturor la evenimentul de lansare a proiectului pilot de instalare a contoarelor inteligente la energie electrică cu sprijinul PNUD. Sunt Lilia Curchi, jurnalistă de mediu și moderez lansarea de astăzi, care este difuzată live pe privesc.eu. Suntem martori la un eveniment destul de important chiar pentru dezvoltarea sectorului energetic al Republicii Moldova. Aș vrea pentru început să vedem cum funcționează aceste contoare inteligente, primul dintre care este deja instalat chiar aici, în clădirea guvernului. Vă invit să privim un scurt video. Știai că Republica Moldova construiește rețele electrice inteligente? Ai putea avea acasă un contor inteligent care va măsura consumul energiei la anumite intervale, iar pe viitor va permite introducerea tarifelor diferențiate în funcție de oră. Aceasta înseamnă că electrocasnicele inteligente vor putea citi tarifele din contor și vor porni când energia este mai ieftină. Curios, nu? Mai mult, datele din contorul inteligent vor ajunge securizat și fără greșeli la furnizor. Astfel, acesta va identifica și va interveni mai rapid la înlăturarea accidentelor. Cu rețele inteligente, clienții au o libertate mai mare în alegerea ofertei de furnizare. Ei pot opta pentru tarife flexibile, căci contorul inteligent permite stocarea a 6 tipuri de tarife. Cu susținerea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, va fi pilotată utilizarea contoarelor inteligente. Datele acumulate vor fi analizate timp de un an, iar mai apoi proiectul pilot ar putea fi extins. Spre exemplu, în Uniunea Europeană, peste 50% din contoare sunt de tip inteligent, ceea ce a permis reducerea consumului comercial în rețea cu până la 15% și cu 5% a celui tehnic. Rețelele inteligente contribuie la reducerea consumului pentru a încetini risipa de resurse și încălzirea globală. Hai să ne contorizăm resursele! Un scurt video de prezentare a contoarelor inteligente și acum cu un cuvânt de salut la acest eveniment important de lansare a proiectului pilot, îl invit pe domnul ministru al energiei, domnul Victor Parlikov, să ne spuneți când ajungem și noi la cifra care este deja în Uniunea Europeană. Avem spre ce tinde. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să subliniez câteva elemente. Acest proiect este un proiect care a fost zămislit, pornit și iată astăzi suntem la lansarea acestuia, probabil că într-un timp record, pentru scara la care este proiectul. Un proiect care, eu voi spune ulterior, cum se încadrează în viziunea generală a Ministerului, dar acum vreau să subliniez că de obicei proiecte de această învergură durează până se conceptualizează, până se identifică resursele, până se planifică implementarea, până, durează de obicei de la jumătate de an până la un an. În cazul nostru noi am reușit în vreo 4 luni de zile, astăzi, apropo, suntem de la crearea Ministerului, aproape am ajuns la 100 de zile, aproape, încă nu suntem, dar de la crearea Ministerului, guvernul e o leacă mai devreme, dar în practic 100 de zile de la zero, cu sprijinul PNUD, cu sprijinul partenerilor care au contribuit financiar, inclusiv prin intermediul PNUD, dacă pot să spun că asta e finanțare care vine din Italia, dacă nu greșesc. Deci, noi pornim acest proiect. Și acum vreau să spun despre care este viziunea noastră generală și cum acest proiect, cum acest această inițiativă se încadrează și contribuie la realizarea viziunii generale a Ministerului și pentru sectorul energetic din Republica Moldova. Dacă e să vorbim de guvern, agenda principală a guvernului este evident integrarea europeană. Deci asta ne-am propus, asta este, spunem așa, obiectivul de căpătâi la care lucrăm. În sectorul energetic, acest lucru înseamnă
dincolo de umbrela generală de integrare europeană, transpunere legislației, implementare, înseamnă o mișcare accelerată pe dimensiunea de decarbonizare. Noi vrem să devenim prima țară în curs de dezvoltare care atinge neutralitatea climatică. Noi vrem să ajungem la această neutralitate climatică înaintea obiectivului de 2050, care este stabilit pentru întreaga Uniune Europeană. În cazul Republicii Moldova, este oarecum naturală această tranziție spre economie verde, spre neutralitate climatică, pentru că spre deosebire de majoritatea sau multe alte țări, noi nu avem, să spun așa, o moștenire legată de energiile fosile. Noi nu avem cărbune, noi suntem o țară care nu avem resurse semnificative, să spunem așa, de gaz sau petrol. Respectiv, această tranziție spre o economie verde, această tranziție spre decarbonizare este oarecum foarte și foarte naturală. Ce înseamnă în cazul Republicii Moldova acest parcurs accelerat spre decarbonizare? Este suficient să ne uităm peste balanța noastră energetică ca să înțelegem care trebuie să fie prioritățile. Peste 50% din toată energia pe care o consumăm în Republica Moldova este energie consumată în clădiri. Și vorba nu doar de clădiri rezidențiale, dar totuși prioritar sau deci cel mai mult în sectorul rezidențial. Al doilea cel mai mare consumator de energie este transportul și probabil cu unul din cele mai mari la capitolul emisii de gaze cu efect de seră. Respectiv, prima prioritate pentru minister este decarbonizarea sau apropierea de standardele de performanță energetică a clădirilor. Asta este vorba de eficiență energetică în clădiri, asta este vorba de integrarea regenerabililor cât se poate mai mult la nivelul consumatorului, deci de la consumator. Ce înseamnă tranziția în transport? Tranziția în transport înseamnă, în primul rând, un transport mai curat, iarăși sunt două tehnologii majore la nivel global între care se duce competiția, asta e hidrogenizarea și electrificarea transportului. În cazul Republicii Moldova, având în vedere că rețelele noastre de transport în special permit, deci sunt de capacitate, deci sunt supracapacitate, cu eforturi la nivel de distribuție și la nivel de contorizare, am ușa să ajungem la asta, putem merge accelerat pe dimensiunea de electrificare și a transportului. Mai mult ca atât, transportul ar putea avea un rol foarte activ, inclusiv la echilibrarea rețelei electrice. Pentru cine nu cunoaște, de fapt, ce înseamnă o mașină electrică este în mare parte un acumulator și o baterie și un motor electric. Acest acumulator, chiar dacă este mobil, atât timp cât este conectat la rețea, e pus în priză, el poate atât să consume energie din rețea, cât și, eventual, să livreze energie. Puțin iarăși cunosc, dar un automobil, chiar cât de, spunem, de un range cât de mic ar fi, de 150 de kilometri, un Renault Zoe sau un Nissan Leaf, deci în varianta de bază, bateria acestei mașini poate acumula energie suficientă pentru a alimenta o gospodărie casnică medie pe parcursul la cel puțin o săptămână. Adică, iarăși, rolul decarbonizarea transportului mai poate însemna și optimizarea modului de consum a energiei. Atunci când avem energie mai mult datorită regenerabililor, să fie consumată și atunci când este deficit, respectiv prețul este mai mare, energia inclusiv să fie consumată din acele baterii a mașinilor. Repet, nu este tot, din punct de vedere tehnic, totul este posibil de mult. Este vorba de niște eforturi pe dimensiunea de reglementare și este vorba de eforturi, și aici ajung la rețele și la contorizare, pe dimensiunea rețelei distribuției și contorizare.
În același timp, al treilea pilon pe care ne bazăm atunci când vorbim despre decarbonizare este evident că energia electrică regenerabilă, în special electrică mă voi referi aici, este în general energie regenerabilă, dar în special mă voi referi la energie electrică, pentru că ea are un specific. Energia electrică, curentul alternativ, el nu se poate stoca, dar vânt și soare este atunci când este. Și respectiv trebuie o potrivire atunci când se generează această energie cu atunci când este nevoie de ea la consum. Ori, în acest sens, sunt două direcții mari în care merge toată omenirea. Prima este stocarea, echilibrarea rețelei cu alte surse, inclusiv fosile. Și este a doua cale, care este ajustarea consumului la disponibilitatea energiei în rețea. Ori, contorizarea inteligentă are rol în pe toate acele trei dimensiuni despre care am vorbit. Dacă vorbim de decarbonizarea la nivel de clădiri, așa cum am spus, energia produsă din surse regenerabile în clădiri, energia stocată în automobile, pornirea anumitor echipamente casnice să consume atunci când este exces de energie, respectiv energia este mai ieftină pe piață, necesită un element, un echipament care în primul rând să știe cât e energie pe piață și într-al doilea rând se poate comunica despre acest lucru, inclusiv echipamentelor din casă. Prețul e bun, se poate încărcat mașina. Acum prețul e prea scump, se poate deconectat consumul de la rețea, mașina să livreze energie în casă. Acum pornim mașina de spălat, mașina de spălat vasele. Deci toate lucrurile astea tehnic sunt posibile, dar ele necesită acest element care să comunice, care nu doar să cunoască prețurile de pe piață, dar și se poate comunica. Și contorul inteligent este acel element care poate servi drept, spunem așa, instrument, care să dea consumatorului un rol mai activ pe piața energetică. La moment, consumatorul ce face? Deci, consumă când consumă, îi vine o factură, achită factura, prețul practic nu se deosebește de la o oră la alta și este o problemă, un fel de problema ouului și găinii. Nu poți face tarife diferențiate atâta timp cât nu ai instrument de măsurare pe diferite ore a consumului de energie și nu poți aplica prețuri diferențiate de la oră la oră, care nu poți face fără contor inteligent. Și nu are sens să pui contor inteligent atâta timp cât nu ai tarife diferențiate. Și atunci acest cerc vicios, această problemă a ouului și găinii, trebuie cumva rezolvat. Noi am hotărât să abordăm, să rupem acest lanț la etapa contoarelor, mai ales că putem beneficia de sprijin internațional pe această dimensiune. Proiectul care se lansează astăzi este un proiect care vizează, spunem, un număr pilot, deci va vorbi mai mult probabil Cristina la acest capitol. Deci vizează un număr pilot de consumatori, oricum este suficient de mare, e vorba de un eșantion foarte reprezentativ, dar care ne va permite o informare cu mult mai bună atât a consumatorilor, dar cât și a operatorilor de rețele în tot ce ține de cum se consumă energie în rețea și care ar fi putut fi acele produse de furnizare a energiei, cum ar putea ele fi ajustate, astfel încât să fie benefici, pe de o parte pentru operatorii de rețea, pentru furnizori și pe de altă parte pentru consumatori. Aceste lucruri fiind spuse, eu mulțumesc tuturor, vreau să dau toate creditele pentru acest proiect, în primul rând donatorilor care îi PNUD și echipa Ministerului care a fost condusă de Cristina Pereteatcu, secretar de stat, și care ea, de fapt, a fost motorul care a
a facilitat sau a făcut posibil ca acest proiect să fie lansat într-un termen atât de scurt. Vă mulțumesc tuturor, mă bucur să avem o prezență robustă în sală, sper ca mesajele astea să ajungă și la cei care ne privesc, să fie cât mai mulți cei care ne privesc online și vă mulțumesc pentru atenție, nu vreau să dau cuvântul mai departe, că asta e lucrul lui Lilia. Mersi! Mulțumim foarte mult, domnule ministru al energiei, Victor Parlico. Ați menționat un lucru care pe mine, ca jurnalistă de mediu, m-a bucurat nespus, să atingem neutralitatea climatică mai devreme decât 2050 și că acest lucru este absolut ușor, hai să zicem așa, realizabil, da, dacă nu ușor, mulțumesc, da, realizabil, da. Dar aș vrea să, cu siguranță, mă gândesc că fără sprijinul partenerilor de dezvoltare, oricât noi de multe eforturi am depune la nivel național, nu vom reuși. Și acest proiect pilot de asemenea este realizat cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, un partener foarte important în Republica Moldova, pe acest segment fiind Programul Acțiunilor Unite pentru Dezvoltare. Am deosebită onoare să o invit pe doamna Daniela Gașparicova, reprezentantă rezidentă PNUD, pentru un cuvânt de salut. Excelențelor, dragi oaspeți, domnule ministru, este o mare plăcere pentru mine să fiu astăzi aici prezentă și să demonstrez acest angajament pentru colaborarea în comun cu Guvernul Republicii Moldova și în special cu Ministerul Energiei pe calea de a avea parte de neutralitate climaterică până în 2050 și chiar mai devreme, cum a menționat domnul ministru, pentru PNUD de mulți ani, dar de asemenea pentru mulți parteneri aici în Republica Moldova, susținerea țării într-o realizarare a obiectivului de securizare a sectorului energetic este o prioritate de termen lung și aceasta se bazează pe un parteneriat de termen lung care sperăm noi cu intervențiile pe care le vom prezenta astăzi va veni cu un alt bloc de temelie în această relație de parteneriat. Astăzi, după cum a spus domnul ministru, suntem aici prezenți astfel încât să prezentăm această intervenție cu privire la conturizarea inteligentă, care credem noi că va fi un catalizator într-o preluare a tehnologiilor inteligente în sectorul energetic al Republicii Moldova. Această inițiativă importantă își propune drept scop să transforme rețeaua electrică națională într-una inteligentă, oferind mai multe avantaje și beneficii, cum ar fi un control mai mare de partea consumatorului, de asemenea eficiență energetică mai vastă, economii de costuri și în cele din urmă, dar de asemenea foarte important, acces la niște date care vor avea posibilitatea să ne ofere o bază pentru analiză, astfel încât să informăm după luarea de decizii. Împreună cu guvernul, dar de asemenea împreună cu companiile de distribuție electrică, noi vom susține înlocuirea contoarelor analoage curente în niște contoare inteligente în gospodăriile din Republica Moldova. Pentru prima dată, acest fapt va oferi posibilitatea să avem parte de o conturizare în timp real și de asemenea va duce la îmbunătățirea funcției rețelei electrice, dar de asemenea va duce la sporirea eficienței energetice. Adițional, această intervenție pilot va permite de asemenea și introducerea și pilotarea a tarifelor pe timp de zi și pe timp de noapte în anumite gospodării casnice, astfel încât să testăm stabilirea potrivită a stimulentelor care, de exemplu, vor duce la faptul că vom putea să avem parte de reducere a facturilor pentru energie. Dar, de asemenea, va duce la îmbunătățirea rețelei electrice, astfel încât să putem să monitorizăm distribuția electrică în timp real, astfel încât să avem posibilitatea să reducem și tarifele. Într-un final, această inițiativă va fi însoțită, de asemenea, de o companie de
ridicate a nivelului de conștientizare pentru a promova avantajele contorizării inteligente și de asemenea să încercăm să facem și alți clienți adopte acest conduită comportament benefică și de asemenea sporim noi că vom putea să sporim și să consolidăm colaborarea noastră și partenerul nostru cu sectorul privat, astfel încât să creăm un sector energetic mai sustenabil și mai sigur. Împreună cu partenerii noștri, noi așteptăm cu nerăbdare realizarea acestei colaborări și astfel încât în câteva luni deja să putem să prezentăm rezultatele și realizările acestei inițiative. Mulțumim doamnei Daniela Gașparicova, reprezentantă rezidentă PNUD și mulțumim pentru tot sprijinul pe care PNUD Moldova îl acordă Republicii Moldova în tranziția către neutralitatea climatică. Vă amintim că suntem la lansarea proiectului pilot de instalarea contoarelor inteligente și acum vom trece la partea de prezentare mai detaliată a componentelor acestui proiect pilot de contorizare inteligentă. Invit acum la microfon pe domnul José Luis Gómez, director de țară Premier Energy. Da. Mulțumim. Madame Daniela, welcome to Moldova. Bine ați venit în Moldova. Voi vorbi mai bine în engleză, este mai bine pentru mine și pentru voi, probabil. Look, Moldova... Deci, Moldova din 2010 este membră a comunității energetice. Și încă mai important, ea este o țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, după cum știți, are acest pachet de tranziție spre energie verde. Noi avem niște obiective foarte concrete și foarte exigente până în 2030 pentru a reduce emisiile gazelor cu efect de seră până ca să ajungem la nivelul zero până în 2050. Este dificil, dumneavoastră a spus că este realizabil, sper așa. Și Moldova deja s-a alăturat la aceleși obiective. Noi sperăm că mergem împreună spre atingerea acestor scopuri. Deci eu am să simplific un lucru. Tranziția energetică înseamnă două lucruri. Una este energia regenerabilă și Moldova este pe această cale și avem deja această contorizare inteligentă. Noi avem deja 64 de megawatts în rețeaua noastră din surse regenerabile. Apoi, schema de tarifare. Ea a fost lansată, cred că, a doua oară anul trecut și iarăși este un pas înainte. Și ultimul moment sunt aceste tendere de capacitate care noi sperăm că vor fi lansate în trimestrul 3, poate în trimestrul 4, dar fără îndoială vor fi lansate anul acesta. Deci asta este un domeniu, energie regenerabilă. Apoi avem eficiența energetică și aici contorizarea inteligentă este un jucător cheie, anume în acest domeniu, contoarele inteligente au nu doar îmbunătățiri și avantaje tehnologice, ele permit consumatorilor să știe cât de mult ei consumă și să vadă situația în timp real, chiar în 5 minute, în 15 minute pe oră, astfel ca ei să poată să facă, să aibă niște inițiative de economisire, să transfere consumul din momente, din ora de vârf, pentru ca într-adevăr să aibă anumite economii de costuri pentru consumatori, asta și ar fi și motorul principal. Și pentru distribuitori, pentru managerii de rețea, noi, având acea rețea inteligentă, o să putem să monitorizăm care este statutul, o să putem controla la distanță, o să putem spori implementarea și controlul surselor de energie distribuită, cum ar fi cele regenerabile, și o să facilităm date pentru management. Deci este o lume nouă. Este o lume nouă, dar noi o începem acum și vreau să o felicit pe Cristina, fiindcă în această perioadă scurtă de la Ministerul
energeticei. În această perioadă scurtă de timp au reușit să facă un proiect frumos la nivel de sector cu toți actorii interesanți și da, sunt foarte multe lucruri de făcut, dar este o provocare destul de mare. Și da, este o lume nouă, este tehnologie, este ca un calculator cu un soft. Nu poate să ofere nimic dacă noi, prin aceste motivații economice, fiindcă noi trebuie să creăm motivații economice pentru ca consumatorii să ia decizii rezonabile, ca să consume mai puțin, ca să transfere consumul de energie din orele de vârf în alte ore ale zilei. Aceste lucruri și la fel schemele de tarifare sunt cheie pentru noi ca să putem în 6-8 luni să facem această analiză cost-beneficiu care este în legea 139 privind eficiența energetică și asta are avantaje foarte mari nu doar pentru stat, dar și pentru consumatori, având în vedere economiile din contul consumului. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare și încurajare. Sperăm că, într-adevăr, cât mai mulți consumatori casnici vor putea să beneficieze în scurt timp de acest program pilot excepțional, care pune către o nouă cale de dezvoltare tot ce înseamnă economisirea energiei. Cu siguranță și FEIE Nord și ceilalți distribuitori de energie ar fi important să se exprime, să se expună pe acest subiect. De ce vom invita pe domnul Oleg Petelca, director FEIE Nord, să ne spuneți cum stăm cu situația de la Nord și cât de repede și cetățenii de la Nord și din întreaga Republică vor beneficia. Mersi. Microfonul, vă rugăm. Bună ziua! Vreau, în primul rând, să mulțumesc Ministerului Energiei că a implicat întreprinderi din Republica Moldova în procesul digitalizării. Noi, furnizorii de energie electrică, suntem cei care suntem prima linie pentru consumatori. Și noi, în acest proces de digitalizare, suntem focusați, în primul rând, pe acele beneficii pe care le aduce digitalizarea consumatorilor noștri. Pe lângă beneficiile care le are digitalizarea pentru sectorul energetic, în optimizarea proceselor sale și beneficiile pe care le vor avea autoritățile publice locale în abordarea sărăciei energetice printr-o monitorizare mai bună. În primul rând, beneficiari sunt consumatorii, deoarece consumatorii în urma digitalizării vor putea urmări în timp real consumul său și vor putea optimiza consumul, micșora costurile și în același timp vor putea folosi produse inovatoare care le vor consulta în privința optimizării consumului său. Deci, în același timp, aș vrea să mulțumesc Ministerului, implementatorului Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cât și a finanțatorului Guvernului Italiei, pentru faptul că a inclus în acest proiect toate întreprinderile din sectorul energetic din Republica Moldova, atât companii private cât și cele de stat. Pentru că numai aceasta ne va permite ca digitalizarea să aibă loc uniform și nimeni din sectorul energetic să nu rămâie în urmă. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Îl invit acum pe domnul Romeo Lopotenco, director Red Nord. Domnul Lopotenco, la Red Nord, cât de deschiși sunteți să îmbrățișați această nouă tehnologie? Mulțumesc! Bună ziua, onorată asistență! Deci, Red Nord este foarte deschis să îmbrățișeze acest proiect. În primul rând, vreau să mulțumesc donatorului pentru că a hotărât să doneze bani pentru a sprijini Republica Moldova în avansarea digitalizării sistemului electroenergetic. Vreau să mulțumesc Ministerului Energiei în colaborare cu PNUD-ul pentru
rapiditatea și hotărârea de a se implica în dezvoltarea sistemului electroenergetic și și legat de digitalizare. Vreau să spun că acest proiect este foarte binevenit și mult așteptat pentru distribuitor în contextul implementării și a pieței energetice în Republica Moldova, în contextul planificării fluxurilor care merg prin rețele distribuției a Republicii Moldova. Și Red Nord-ul, ca un operator distribuție, va depune maximum efort ca acest proiect să aibă loc, ca acest proiect să aibă loc cu succes. Și cred că aceasta este foarte important, pentru că, până la urmă, Red Nord-ul este implementatorul echipamentelor de evidență a energiei electrice care vor fi instalate în rețeaua distribuției. Sigur că beneficiile sunt maxime. De la proiectul acesta vor avea de beneficiat cât și operatorii de rețea, atât și consumatorii noștri. Deci, implementarea proiectului acesta este primul pas spre un sistem de multitarifar. Este primul pas spre educația consumatorului nostru, pentru că mulți au vorbit despre eficiență, dar nu uitați că eficiența vine prin educație. Deci, în primul rând, va fi un timp nu scurt ca noi, împreună, prin implementarea proiectului SMART, să educăm cetățenii Republicii Moldova a consuma corect, după care și vom avea beneficiu mult așteptat. Eu mulțumesc la toți participanții în lansarea acestui proiect și vă spun așa creștinește, Doamne ajută! Mulțumim foarte mult, că Doamne ajută! Este oare posibil în situația în care suntem în Republica Moldova ca și gospodăriile casnice să poată beneficia de acest proiect pilot, de beneficiile pe care le aduce acest proiect de contorizare inteligentă? O să aflăm de la doamna Violina Șpac, director ANRE. Doamna Violina, chiar aș vrea să ne dați cât mai multe detalii și pentru consumatorul simplu, ca să fie clar cum se ajustează și beneficiază de acest proiect pilot. Mersi! Bună ziua tuturor! Vă mulțumim foarte mult, deci, organizatorilor gazdă, în special Ministerului Energiei, pentru oportunitatea și invitația de a participa în cadrul acestui eveniment important pentru sectorul energetic. Eu o să încerc să nu vă plictisesc mult și să vorbesc strict ce ține de competențele ANRE, aspectele de reglementare, ce prevede cadrul normativ legislativ în vigoare. Și aici o să mă refer în partea de posibilității actuale, legislația, ce permite pentru consumatorii casnici și consumatorii non-casnici și beneficiul acestui proiect, inclusiv și pentru regulator. Vreau să menționez că actualmente legislația sectorială și în special legea cu privire la energie electrică acordă posibilitatea, deci, instalării contoarelor inteligente de către consumatorii non-casnici din contul lor. Asta înseamnă că impact pentru tariful distribuție atunci când agentul economic și instalează acest contor inteligent este zero. Dacă vorbim despre consumatorii casnici, este o prevedere în articolul 55 din alineatul 9 din legea cu energie electrică care impune operatorul de sistem atunci când dorește să includă aceste investiții în planul anual de investiții și să justifice eficiența economică. Deoarece consumatorii casnici nu achită instalarea acestui contor, aceste cheltuieli se includ direct în tariful de distribuție. Și aici ce este foarte important, atunci când vorbim de aceste contoare inteligente, din punct de vedere a regulatorului, noi avem o misiune foarte specială și importantă de a analiza acele argumente economice prezentate de către operatorii sistemului de distribuție pentru a lua o decizie corectă în cuantum de ce sumă aceste investiții vor fi incluse în tarif pentru consumatorii finali.
Proiectul respectiv, cu siguranță, o să aducă foarte multe beneficii pentru o analiză, inclusiv un suport pentru operatorii sistemului de distribuție în cazul respectiv, care vor să instaleze și să investească în contoare inteligente. O să le ajute foarte mult ca să justifice acea eficiență economică, inclusiv prin efectuarea unei analize cost-beneficiu. Importanța acestui proiect pentru sectorul energetic și sistemul național electroenergetic este în aceea pentru că la momentul actual noi nu am avut un astfel de proiect care să justifice aceste costuri. O să fie o bază foarte bună pentru toți participanții din piață pentru a lua niște decizii corecte în final, care sunt aprobate prin hotărârile Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Vreau să menționez că actualmente consumatorii casnici de fapt pot beneficia de instalarea unui contor inteligent, doar că până la această justificare de către operatorul sistem distribuție urmează să o achite din contul propriu, da? Exact ca și consumatorii casnici. Eu vă mulțumesc foarte mult, într-adevăr mult succes în realizarea, o să aveți tot suportul instituțional din cadrul ANR pentru a finaliza cu succes acest proiect pilot. Doamne ajute, cum a spus și domnul Romeo Lăpotenco. Mersi mult! Mulțumim foarte mult, doamne Violina Șpat, director ANR. Mai multe detalii despre acest proiect, care a fost scris, conceput, într-un tempo rapid, da, foarte într-un regim de urgență și este absolut firesc să fie așa, odată ce noi tocmai am ieșit dintr-o criză energetică, sau mai bine zis, o să spună foarte mulți că nici nu am ieșit încă, da? Și respectiv este foarte important să venim cu soluții, cu lecții învățate din această criză energetică, iar acest proiect pilot sunt convinsă că vine și ca o lecție învățată în urma crizei din această iarnă. Invit acum pentru a prezenta conținutul proiectului pilot pe doamna Cristina Pereteatcu, secretară de stat, Ministerul Energiei. Mersi. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră la evenimentul Ministerului Energiei, care este cel mai nou minister și cum este tradiția la 100 de zile de la lansarea. Trebuie să livrăm ceva și credem că ceea ce livrăm astăzi este foarte important. De fapt, ce am vrut să zic, că viitorul începe astăzi și începe la Ministerul Energiei. Pentru că proiectul care îl lansăm astăzi pune baza unor schimbări de amploare la nivel de societate și la nivel de percepție a energiei printre consumatori. Dar așa cum viitorul nu începe fără o prezentare în PowerPoint, deci am să vă rog să urmăriți ecranele. Energia de ieri și cea de mâine diferă radical prin abordare și concept. Odată cu revoluția industrială, omenirea a parcurs o tranziție cu sens unic, de la energie cu densitate mică la energie cu densitate mai ridicată și mai calitativă. Aceeași revoluție industrială a asigurat oamenii cu platforme industriale imense, după cum vedeți pe ecran, piață centralizată și rețele de transport foarte mari. Dar ierarhia de ieri se baza pe o schemă clasică. Facilități de producție foarte mari, distribuție pe vertical de sus în jos și un consumator pasiv care doar achită. Piața energiei de mâine schimbă radical conceptul. Ieri era caracterizat pentru o lipsă de alternative. Energia de mâine, în schimb, vine cu piață liberalizată, tehnologii moderne, diversitatea surselor și a furnizorilor. Ca rezultat, un consumator activ care ia decizii privind eficacitatea sistemului energetic pe ansamblu. Proiectul pe care îl lansăm astăzi, și cum se întâmplă uneori la lansare, că nu merge telecomanda, așa, mulțumesc frumos, are mai multe obiective. Deci, unul din obiective este pregătirea sistemului pentru tarife diferențiate în favoarea consumatorilor și despre asta s-a vorbit
astăzi de la bun început, îmbunătățirea experienței consumatorilor, participarea consumatorilor pe piața de energie, eficientizarea proceselor interne de prestare a serviciilor și optimizarea consumului de energie. Alexandru, te rog. Deci, proiectul de smart metering, contoare inteligente, de care noi ne-l-am propus să-l pilotăm în decurs de 12 luni, va fi realizat pe tot teritoriul Republicii Moldova, cu partenerii noștri Premier Energy, Red Nord și Fie Nord. Ne propunem să instalăm pe parcursul a 12 luni 35.000 de contoare, 20.000 care o să acopere partea centru-sud, deoarece avem două trimi din populație concentrată în această parte a țării și 15.000 de contoare în partea de nord. Ne-am gândit să includem absolut toți consumatorii, indiferent de vârstă, indiferent de venit, indiferent de statutul social. Deci matricea socială face parte din acest proiect. Vrem să educăm cultura consumului social, o să abordăm și consumatorii tipici, atipici. Ce înseamnă asta? Consumator tipic este cel care de regulă se trezește dimineața, pornește mașina de spălat, nu știu, reșoi electric, tot echipamentul casnic care este în casă, pleacă la serviciu, vine seara, face același lucru. Cei atipici mai includ și mașini electrice, deci vor putea beneficia de tarif diferențiat pe parcursul nopții. Și ca rezultat vom realiza un studiu cost-beneficiu cu care vom merge la ANRE și sper că vom demonstra eficiența acestor contoare inteligente. Alexandru, te rog, mai departe. În imagine vedeți un contor pe dreapta de ieri, un contor, cel puțin la mine acest contor se asociază cu secolul trecut și Uniunea Sovietică, iar în partea stângă un contor de astăzi. De ce îl numim noi acest contor inteligent? În primul rând, pentru că el exclude factorul uman în procesul de colectare a datelor. Iar în Republica Moldova, care este o țară cunoscută, din păcate, și pentru corupție, acesta este un moment extrem de important. Mai mult decât atât, acest contor colectează datele automat, le colectează cu exactitate și, respectiv, noi, în calitate de consumatori, plătim atât cât am consumat și nu consumul estimativ care este la moment în facturile noastre. Beneficiile acestui proiect sunt multiple, dar pe termen scurt vine vorba despre acuratețea consumului real de energie electrică, precizie superioară față de contoarele clasice, simplitatea în utilizare și securitatea sistemelor și datelor. Iar beneficiile pe termen mediu-lung, cum am menționat și domnul ministru la început, țin mai mult de ceea ce vedeam noi cândva în filme, dar deja este foarte realizabil, și anume consum administrat conștient prin programarea electrocasnicilor, dar și a stațiilor de încărcare auto în orele cu tarif redus, mai multe tarife convenabile, operatori care își vor putea optimiza rețelele din punct de vedere a costurilor, vor optimiza consumul, care vor impacta pozitiv și prețurile pentru consumatorul de rând, și aceste rețele în evoluție vor deveni interoperabile, deci vor deveni rețele inteligente. În concluzie am vrut să vă zic că ne-am propus să fim suficient de flexibili pe perioada pilotării, pentru că este un proiect destul de ambițios, iar 35.000 de contoare, asta înseamnă cam 3% din consumatorii Republicii Moldova. Ca într-un final, să spunem hotărât că am reușit să demonstrăm eficiența contoarelor inteligente și cu ajutorul partenerilor de dezvoltare să asigurăm toată țara cu contoare inteligente. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc echipei tehnice care mă ajută la dezvoltarea acestui proiect și partenerilor de dezvoltare, tot fără de care astăzi noi nu am fi fost aici. Să ne dorim la tot succes și să înțelegem că progresul este irreversibil și așa cum totul se digitalizează, respectiv și Republica Moldova,
trebuie să meargă înainte. Vă mulțumesc mult. Urmează să vină și domnul prim-ministru în scurt timp să tăiem panglica cu primul contor instalat deja în clădirea guvernului. Deci eu vă rog un pic de răbdare. Mersi. Mulțumim foarte mult, doamna Cristina, pentru. Avem la dispoziție vreo 15 minute în care aș propune fie să luăm câteva întrebări, domnul ministru poate vrea să răspundă la întrebările care sunt în sală sau doamna Pereteatcu, sau dacă nu, adresez și eu întrebări, că sunt o mulțime de întrebări de clarificat. Aș vrea să ofer această posibilitate mai întâi celor prezenți în sală, dar să ne încadrăm în 12-15 minute. Da? Sunt întrebări din sală. Dacă îmi permiți, eu pot să încep chiar cu câteva repere care au fost menționate pe parcursul în discursurile colegilor și să spunem să dau niște detalii. În primul rând, dacă vorbim de, s-a menționat situația de criză din noiembrie anul trecut. Țineți minte, guvernul făcea eforturi, îndemnări, spunea: oameni buni, în orele de vârf, vă rugăm frumos, reduceți consumul, asta ne va costa mai scump. Pentru consumator asta era totul foarte abstract, pentru că cineva, deci energie ieșe, a venit energie, cineva să o plătească pe urmă mai scumpă. Că pe urmă asta să vină în factură, post factum. Consumatorul avea să o înțeleagă mult mai târziu. Dacă aveam la acel moment deja contoare inteligente la toți consumatorii, în principiu era posibil de implementat un sistem de tarificare diferențiat care să descurajeze financiar consumul de energie în orele de vârf. Asta era posibil de făcut tehnic și acum această, spunem, problemă de load shifting, deci de transfer a consumului pe alte ore, nu avea să fie una abstractă pentru consumator, avea să fie foarte concretă și comportamentul consumatorilor, eu sunt absolut sigur că avea să fie mult mai, spunem, ajustat la condițiile pieței. În același timp, repet, ceea ce se întâmplă acum este un instrument, așa cum a spus José Luis. Deci, asta e ca și un echipament, ca și un computer care transmite niște informații, colectează niște informații. Important e ce facem noi după asta cu această informație și cum integrăm asta, inclusiv în reglementările noastre. Deci, vreau să vă anunț, apropo, dacă tot ultima vreme suntem, spunem așa, criticați pentru faptul că nu anunțăm cetățenii despre faptul că există piață liberă. Vreau să vă anunț că piața la gaz este liberă de prin 2016 și la energie electrică de prin 2015. Dacă cineva are nevoie de confirmări, putem săptămânal să ieșim cu un comunicat de presă, piața continuă să fie liberă. Totodată, chiar dacă, inclusiv și în prezent, există posibilitatea în baza acordului între consumator și furnizor să fie stabilite alte prețuri, chiar și hotărârea Andreea, dacă o să o citiți atent, acolo este un punct jos, care spune că e posibil ca între consumator și furnizor să fie agreate, deci de comun acord, alte, spunem, aranjamente de prețuri. Bun, acolo ele sunt reglementate destul de, deci sunt dați coeficienți fixi, dar teoretic asta e posibil. În practic, asta nu se întâmplă. Bun, aici este o problemă mai mare decât doar contorizarea smart, dar inclusiv contorizarea asta smart ar permite o mult mai bună precizii și o mult mai bună ofertă din partea furnizorilor. Dacă tot vorbim de piață liberă, nu o să apară furnizori și nu o să apară agregarea consumului și furnizori care să vină cu oferte alternative de preț pe energie, atâta timp cât ei nu o să poată măsura exact ce, când s-a consumat și unde concret. Și cu cât mai mult vrem să integrăm regenerabile în rețea, în special că ele au un caracter intermitent și necontrolabil, deci
nu știi când o să fie mai multă energie, nu știi când o să fie deficit, cu atât mai important devine rolul consumatorului, cu atât mai important este ca atât consumatorul cât și furnizorii să aibă această flexibilitate. Respectiv, așa cum am spus de la bun început, este un pas mic pe un drum foarte mare, pe un drum foarte lung, dar extrem de important. Eu înțeleg, spunem așa, îngrijorarea operatorilor de rețea, pentru că pentru ei este un pas înspre foarte, cu foarte multe necunoscute. Ei încă nu știu unde să va ajunge cu această... Și vreau să vă spun că asta nu numai în Republica Moldova, în toată lumea este o căutare cum am putea potrivi mai bine. Și mă bucur că și în acest sens Republica Moldova, și vreau chiar să ne poziționăm ca țară, ca un fel de vârf de lance. Da, în Uniunea Europeană acum este 50% gradul de penetrare a contoarelor inteligente. Noi, fiind o țară relativ mică, putem să ajungem mult mai repede decât Uniunea Europeană la 100%. Dar pentru asta, exact așa cum a spus Andreea, haideți să vedem pe acest proiect pilot care sunt beneficiile, care sunt, spunem, costurile și beneficiile de la aceste, echipamente, ca să putem vedea. Dar poate, într-adevăr, facem dintre asta o politică la nivel național, ca agenția să aibă demonstrat că da, aceste costuri sunt justificate și merită puse în tarif și merită toate contoarele din Republica Moldova să fie făcute smart din contul investițiilor operatorilor de rețea. Noi în continuare vom căuta și vom aborda partenerii externi pentru a oferi inclusiv sprijin financiar pentru a reduce această povară de costuri pe consumatorul din Republica Moldova. Cu cât vom putea atrage mai mult sprijin cu element de grant, cu atât mai mică va fi povara pe tarif. Și asta ne dorim cu toții. Mulțumesc, domnul Parlicov, pentru detalii foarte importante. Mie mi-este interesant ca cetățean, după clădirea guvernului, care deja deține și vom vedea un contor smart, cine sunt următorii beneficiari? Dacă există deja o planificare, da, o listă de așteptare, să zicem așa. Eu cred că la întrebări mai detaliate ar fi bine să răspund operatorii de rețea, ceea ce noi, deci cu modul în care a fost conceput proiectul, este ca, în primul rând, aceste contoare, ele nu vor fi concentrate toate, nu știu, într-un bloc sau într-o... Deci asta este vorba de un eșantion reprezentativ ca să putem înțelege la nivelul întregii țări, atât în zona de nord, atât în zona de centru-sud, în blocuri, în spațiu rural, deci peste tot, dar e, spunem așa, evident că din punct de vedere pur a structurii consumatorilor, cel mai mult ca număr de consumatori sunt consumatori casnici. Și anume astea sunt cei care au un, spunem așa, comportament sau un consum așa mai puțin planificabil, așa, deci noastră doar când mergeți să porniți ceainicul sau fierul de călcat, nu întrebați ce se întâmplă din partea cealaltă de priză și cine pentru asta trebuie să genereze și cât asta scoste. De asta porniți, stângeți într-o companie care are, spunem, proces de producție, acolo e un, spunem așa, planificarea producției, deci un proces totuși oricum mai controlabil. Aici e mai așa, da, flexibil. Și atunci, cu certitudine, cea mai mare parte din aceste contoare vor merge la consumatorii casnici, cu certitudine aceste informații vor fi, deci 35.000 de contoare, ca să dați seama, asta reprezintă circa 3% din toți consumatorii din Republica Moldova. Asta e extrem de mult pentru proiect pilot. Asta dă o calitate a datelor extrem de bună. Marja de eroare în aceste cazuri probabil că va fi sub 0,1%, statistic vorbind. Deci noi vom avea un grad de înțelegere a ceea ce se întâmplă în rețele, în comportamentul consumatorilor, etc. Deci pe care până acum nu l-am avut.
și asta ne va permite inclusiv să luăm decizii pe viitor. Sigur că la consumatorii casnici și chiar aș încuraja operatorii de rețea, furnizorii să experimenteze cu acești consumatori unde vor fi instalate consolare inteligente, cu alte sisteme de spunem, tarificare, cu alte structuri de oferte de tarif, pentru ca acești, spunem, să vedem cum acești consumatori se comportă diferit față de cei unde tarificarea nu se schimbă și nu poate fi schimbată pentru că nu există aceste contoare. Eu, din câte înțeleg, deja vine și domn prim-ministru câte leacă. Dar mai putem să luăm întrebări dacă sunt în sală. Da, eu vă aplic. Bun, Vasile, sunt. Unul din impacturi care vor beneficia sunt producătorii green. De exemplu, cei pe vânt sau cei pe soare, deci care este aportul lor din punct de vedere a politicilor? Pentru că Ministerul, în primul rând, este fondator de politici, formator. Da, repet, cu cât mai multe regenerabile vom avea în rețea, cu cât mai mare va fi ponderea acelei energii care depinde de Dumnezeu, cu atât mai mult va conta ajustarea consumatorului la... Deci asta, de fapt, aveam în vedere atunci când spuneam că dacă până acum consumatorul avea un rol pasiv și consuma și pur și simplu plătea factura, acum el va putea avea un rol cu mult mai activ și va iarăși, activ asta nu înseamnă că el trebuie să ia dimineața până seara în telefon și să uite, s-a schimbat tariful, răb de pârnesc ceva. Asta poate să se întâmple la nivel automat și, repet, tehnologiile la moment deja permit acest lucru. Inclusiv, din câte înțeleg eu, și o să vreau să confirme producătorul, dacă probabil că permite acest contor, inclusiv contorizarea bidirecțională, adică ca acest, inclusiv energia pe care o generează în exces la un anumit moment consumatorul, să, atunci când merge în rețea, să poată fi contorizată, că, uite, în momentul ăsta energia s-a dat în rețea, în momentul ăsta energia s-a consumat de rețea și atunci e un grad de precizie cu mult mai bun în tot ce ține de planificare și de comportamentul inclusiv, dacă vorbim de politici, m-ați întrebat de politici, unul din elementele importante la care noi trebuie să decidem este în ce formă integrăm regenerabilele în rețea. Sunt proiecte mari, de pildă fotovoltaice. Există anumite limite cât fotovoltaic poți conecta la rețea în funcție de care e sarcina ta de consum, așa? Și atunci noi trebuie să avem o decizie și cât capacitate alocăm pentru consumatori, ca ei să-și pună solare la ei, pe, spunem, la punctul de consum, cât alocăm pentru parcuri mari, cât pentru parcuri mici, aici, acolo. Deci lucrurile astea, cu certitudine vom avea o mult mai bună, spunem, prognozare și o mult mai bună bază pentru a lua decizii după ce avem aceste contare. În plus, repet, consumatorul. Deci, odată cu implementarea mecanismului de trecere de la mecanismul de contorizare netă la facturare netă, pentru consumator va fi extrem de important ca energia el să o consume exact atunci când se generează energia la panourile pe care le are sau la sursa regenerabilă pe care și-a instalat-o. Și atunci el dimpotrivă poate să pornească consumul atunci când este generarea. Adică sunt foarte multipli, spunem așa, beneficii pe care noi le vom vedea de-abia după ce vom implementa acest proiect și încă o dată mulțumesc partenerilor și Doamne ajută! Mulțumim mult, domnul ministru! Ați ridicat mingea la fileu și domnul director de la Premier Energy vrea să vă răspundă și noi îl salutăm de asemenea doar câteva cuvinte, da, ca să... I know the answer. I think it was not so explicit. Eu știu răspunsul, cred că nu a fost spus atât de explicit. Dacă proiectul dat are consumul pentru are costuri pentru consumator acest pilot proiect.
mare prezența domnului prim-ministru al Republicii Moldova, domnul Dorin Recean, la lansarea proiectului pilot de instalare a contoarelor inteligente. Domnul prim-ministru, astăzi aici am prezentat esența acestui proiect inovativ pentru Republica Moldova, care deschide calea digitalizării în sectorul energetic. Și suntem la momentul în care tăiem panglica virtual, spunând, îl invit pe domnul ministru aici și domnul prim-ministru la fel. Așa. Aș vrea să, la acest moment solemn să fim aici împreună și de asemenea și doamna Daniela. Este un moment virtual, dar aș vrea ca să fie cei mai importanți actori aici și să pornim un video cu numărătoare inversă pentru acest moment solemn de tăiere virtuală a panglicii, da, și după aceea oferim cuvântul, exact, digital, zero. Deci acesta este contorul, domnul ministru. Asta este contorul care este instalat aici în subsolul clădirii guvernului, prin care deja această clădire sau consumul din această clădire poate fi monitorizat, poate fi controlat, inclusiv, așa cum am spus, poate fi dirijat și dispicerizat. Ulterior, atât să ne instalăm aici, să facem clădirea asta near to zero, să instalăm aici panouri fotovoltaice deasupra clădirii. Și atunci ați vedeți cât de important ar fi să avem contor inteligent care să ne arăte cât de energie a livrat clădirea guvernului în rețea. Adică este vorba de acest început simbolic în clădirea guvernului, pentru că, inclusiv potrivit directivei, clădirile publice au un rol exemplar. Trebuie să aibă un rol exemplar. Noi trebuie să servim ca exemplu pentru toți ceilalți. Și de asta cred că e extrem de important ca anume clădirea guvernului aleasă în calitate de locul unde să pilotăm această inițiativă. Mersi. Domnule ministru, Victorie, eu azi chiar am o emoție. Eu de obicei nu prea am emoție, dar azi am emoție pentru că aștept momentul ăsta din 98. De ce din 98? Atunci, doi ingineri din militari, care se ocupau de submarine, de fapt, și doi profesori de la facultate, de la Politehnică, așa se numeau, de acolo, de la Rășcanu. Și eu cu o parte de echipă pe care tu o cunoști, deci ei au făcut un contor electronic, dar atunci cu smart card era, tot contor inteligent, care mergea la magazin, făceai charge, erau 600 orare, iar noi cu colegii am făcut sistemul de management, sistemul de management a rețelei și sistemul de informare a consumatorului și sistemul de distribuție și plată la consumator. Da. În 98. 98. În 99 noi am invitat pe atunci Union Fenosa, le-am făcut toată prezentarea, eram fericit, am zis, uite, facem ceva bun. Le-am explicat economia. Eu sunt sigur că voi azi ați vorbit despre toate avantajele care te ajută, tarifarea orară, cum asta e mai ieftin, mai eficient, cum asta optimizează fluxurile, cum asta optimizează investițiile în rețea, cum tot asta are impact macroeconomic, pentru că asta este proiect de infrastructură. Și bun, atunci e adevărat, nici guvernul nu era pregătit pentru asta. E adevărat că și nici ăștia de la Union Fenosa nu erau pregătiți pentru asta. Iată, José Luis ar înțelege. Eu vreau să vă spun că Republica Moldova mai există o companie, în afară de compania cu care lucram, cu echipa aceea de ingineri cu care lucram eu atunci în 98 și 99, care era o inițiativă privată. Mai avem o companie foarte bună care produce smart meters, care produce astea contoare electronice, inclusiv ca și subcontractanți la Schlumberger și așa mai departe. Așa că eu, în sfârșit, mă bucur și mă simt și onorat
că particip la această tăiere virtuală și eu vreau să ne felicit pe noi toți, că noi totuși știm să progresăm. Eu vreau să pun în valoare și gândirea inginerească și inginerii nu fac acum discriminare între diferite categorii sociale, dar ceea ce vreau eu să vă spun este că cu toții trebuie să fim mândri, pentru că încă în 98 exista o soluție creată de ingineri din Republica Moldova. E adevărat că pe smart car, astăzi nu mai este nevoie de această tehnologie. Pentru smart carding avem și tehnologie de a trimite datele la distanță prin aceleași rețele electrice. Deci am avansat destul de mult și eu mă bucur nespus de mult pentru faptul că am ajuns aici. Am rugăminte acum la instituții, este să pregătim reglementările cât de curând, ca ceea ce avem noi din punct de vedere tehnologic să poată deja să funcționeze și, după cum am spus, asta are un impact foarte mare și asupra economiei energetice, dar și asupra economiei în general, pentru că are un impact macroeconomic din moment ce aceasta este un business de infrastructură. Și mulțumesc tuturor actorilor din sectorul energiei și nu doar a energiei electrice. Acum Republica Moldova se deschid mai multe oportunități în această piață și de nivel tehnic, dar și de nivel de infrastructură de piață. Mulțumesc! So, would like to exprim. Eu aș vrea să-mi exprim plăcerea și onoarea să mă aflu aici la prima tăiere virtuală a panglicii și mă bucur să văd cum lumea fizică se amestecă cu lumea virtuală. Eu sper că nu este artificial, dar este asta, eu sper că este acest contur în subsolul acestei clădiri și morala istoriei pe care ați spus-o este că viitorul este deja aici. Deja a fost aici ceva timp, doar că nu a fost distribuit omogen. Noi ca PNUD ne bucurăm foarte mult să fim parteneri cu Guvernul Moldovei, să contribuim la o distribuire mai omogenă a acestor insule de inovații tehnologice, care probabil și-au fost aici, dar probabil au fost trecute cu vedere. Mulțumesc foarte mult! Un mic doar comentariu, pentru că aceste contoare care sunt inovate sunt produse în Republica Moldova. În Republica Moldova avem o companie care exportă în 60 de țări contoare inteligente. Apropo, mulțumim foarte mult și pe această notă permiteți-mi să încheiem lansarea proiectului pilot de instalare a contoarelor inteligente și să felicităm Republica Moldova și toți partenerii care au fost parte la acest proces, partenerii din sectorul guvernamental, dar de asemenea să mulțumim partenerului de dezvoltare, PNUD Moldova, pentru susținerea acestui pas important în digitalizarea energiei electrice, sectorului energiei electrice. Mulțumim foarte mult și spunem la revedere celor care ne-au urmărit online. Mulțumim că ați fost cu noi și invităm pe toți cei prezenți la o pauză de socializare. Mulțumim!